Hei, salut și bine te-am găsit la primul tutorial pe 2019. Anul trecut, dacă vă aduceți aminte, prin decembrie am făcut acest video cu ce probleme am găsit pe website-ul celor de la Coca-Cola și acolo una dintre probleme era faptul că ei nu au o redirectare de tip 404. Hai să mergem și să vă arăt această chestie. Dacă eu voi scrie aici un nume al unei pagini care nu există, voi primi această pagină care nu arată deloc bine, nu este user-friendly, nu este foarte bună din punct de vedere al user experience-ului, e o pagină destul de urâtă. Bineînțeles, dacă mergem aici în meniu, nu știu dacă au reparat după vreo lună link-ul acela care nu mergea. Cred că acesta era... Da, cred că au reparat acea pagină, dar dacă nu ar fi reparat-o, tu ai fi ajuns pe această pagină care nu îți dă foarte multe informații despre ce se întâmplă și poate te blochezi, poate închizi site-ul, poate crezi că l-ai stricat, o grămadă de chestii se pot întâmpla. E bine, soluția este foarte, foarte simplă, o linie de cod. Înainte să vă arăt soluția, ar trebui să vă spun câteva cuvinte despre modul în care vom crea această soluție. Soluția, pentru că eu folosesc de obicei serverele Apache pentru website-urile mele, pentru PHP, pentru o grămadă de alte lucruri, pe hostingurile pe care le folosesc pentru blog și pentru toate site-urile pe care le creez. Voi folosi un fișier .htaccess. Este un fișier de configurare a unor setări de prin serverul Apache. Am să vă las acest link cu această pagină unde puteți citi mai multe despre acest fișier .htaccess. Se pot face o grămadă de lucruri și o să vedem asta în videourile viitoare. Trebuie în primul rând să mergem pe website-ul meu, acela din tutorialul de HTML și CSS și JavaScript pe care l-am făcut. O să vă las aici un card dacă nu știți de acest tutorial. raduvlogs.tk, din nou folosesc domeniul acela tk scurt, din nou un video aici în care vă spun cum să faceți rost gratuit de un domeniu din asta scurt. Și ce se întâmplă dacă eu voi merge pe o pagină de genul acesta sau din greșeală pun pe About Me un link greșit și oamenii vor ajunge pe o pagină care nu există, îmi apare eroarea asta care este de la 00 web hosting webhost.com. Această eroare nu este cu mult mai frumoasă decât asta, dar na, e ceva în plus, dar tot nu e destul de bună. Așa că ce trebuie eu ca să fac pentru a avea o pagină 404 frumoasă? Pur și simplu merg aici la File Manager în pachetul de hosting și mă duce la fișierele mele de aici. Aici pur și simplu am creat o pagină HTML 404 cu un design custom. Bine, eu am luat-o de pe internet și o să vă arăt la final de unde puteți găsi asemenea pagini și o puteți customiza apoi. Am pus acea pagină în root-ul site-ului, adică acolo unde am index.html. Și bineînțeles, lângă toate aceste pagini am pus și un fișier .htaccess care conține o singură linie de cod și anume aceasta. Observați că acum dacă merg pe site-ul meu, îmi apare pagina default 404. Tot ce trebuie eu să fac este să decomentez această linie din .htaccess care spune următoarele: error document. Adică dacă în acest folder, care e practic root-ul site-ului meu, adică e site-ul complet, apare de pe server o eroare de 404, adică nu s-a găsit acea pagină, să mă duc automat spre 404.html. Pur și simplu îi dau un save and close și apoi dacă merg înapoi pe website-ul meu la... două secunde, unde este aici. Dacă îi dau un refresh acum, ar trebui să-mi apară acea pagină custom. Și observați că funcționează. Bine, aici ar trebui să-mi pun back to home către pagina mea, logo-ul meu, aici meniul meu. Practic, pagina asta 404 ar trebui să conțină neapărat un link către homepage, câteva link-uri către alte pagini utile și, cu un conținut cât mai bun, poate pagina de contact, poate pagina FAQ cu întrebări,
poate, nu știu, un formular prin care să te contactezi omul să-ți spună că nu-ți merge ceva pe site, bineînțeles logo-ul și ceva cât mai cool grafic. Aici e o animație cu un astronaut, de exemplu. Observați că orice aș scrie aici, două secunde că am lăsat un spațiu, orice aș scrie sunt redirectat către această pagină, nu contează cum arată linkul meu. Ok, sper că vă e de folos această informație, sper că veți face acest redirect 404 la site-urile voastre, pentru că e o chestie destul de utilă când vine vorba de user experience, de SEO și e un detaliu de care ar trebui să vă ocupați. Bun, în continuare, hai să vă arăt de unde puteți găsi niște pagini 404 interesante pe care le puteți lua și modifica puțin, iar apoi să le puneți sus pe website-ul vostru. Prima pagină este colorlib.com, un website pe care îl folosesc destul de des pentru că are multe resurse legate de teme de website-uri, teme de WordPress și așa mai departe. Ei au aici un articol destul de recent, de vreo lună, în care au niște idei și niște template-uri pentru paginile 404. Observați aici, dacă mergeți în jos, o să găsiți o mulțime de exemple interesante pe care le puteți downloada și modifica. Și o altă sursă foarte bună pentru orice element grafic este freepik.com. Aici o să găsiți un agregator de, nu știu, tot felul de template-uri, de elemente de design, de butoane, de vector, de ilustrații și așa mai departe. Aici dacă vom căuta 404, observați că apar o mulțime de tipuri de design pentru pagina 404. Bineînțeles, avem 10 de pagini. Cred că dacă merg pe pagina 40 mai apar niște pagini apoi. Dar văd că nu se mai termină aceste designuri. E practic un scroll infinit cu foarte multe pagini de genul acesta. Bine, eu sunt convins că veți găsi un template foarte, foarte bun. Nu trebuie neapărat să fie în temă cu designul site-ului vostru, dar măcar să aibă aceeași temă de culori. Că dacă site-ul vostru este unul simplu, clean, puteți să puneți un template de genul acesta, dar bine, să mai scoateți din culorile astea multe. Nu trebuie să aibă neapărat același design, pentru că e o pagină specială, e o pagină diferită pe care userul ajunge din întâmplare și ar fi frumos să aibă parte de o chestie așa wow, diferită față de tot ce e în website-ul tău. Bun, cam atât. Lasă-mi întrebările tale în comentarii dacă e vreo neclaritate. Uită-te și peste videourile în care îți arăt care e treaba cu Zero Web Host App, cu domeniul .tk care este gratuit și cu tutorialul de web design. Eu sunt Radu și ne vedem data viitoare.